Gigi, dă-mi și mie. Dă-mi și mie. Nu vă dau. Atiom, uite. A, unde ai găsit? Cineva a postat fotografia. Arată, mai sunt și altele. Da, uite. O, la naiba. De ce de fiecare dată când aduc ceva delicios la școală o începe Gigi, dăm și mie. Nu dau la nimeni. Maica mea cu-a cumpărat mie. Știi ce, Gigi? De fiecare dată când vii la mine eu îți fac cinste cu ceva delicios. Dăm și mie doar un bețișor. Gigi, nu vrei să împarți? Nu știa că este zgârcită? Ea de fiecare dată cere de la alții, dar ea nu împarte. Ok, ok, nu sunt zgârcită. O să împart. Asta e pentru tine. Și pentru tine, Dima, Costia și Atiom. Să nu mai cereți. Știi ce, Gigi? Mănâncă singură. Da, poftim. Da, poftim. Oh, nu să fie așa cum doriți. Gigi o să aibă mai mult. Mai mult. Mariușca, mai sunt banane și pentru mine? Oh, scuze, am uitat. Nu, aruncă coaja. Aruncă singură. De ce este așa de greu să faci asta? Mariușca, în ultimul timp ți-a luat nasul la purtare. Fetelor, nu faceți gălăgie, vrei să vă arătăm ceva? Ce? Patrick, aruncă coaja. O, Doamne, am văzut ceva, veniți aici. Ce este asta? Priviți. O, Doamne, ce nu pot să cred asta? Opa, a venit vremea rușinei. Ce credeți, ți-o arătăm lui Dima? Nu, mai bine nu, o să fie rău. Oameni, ce șoptesc ăștia de la 10G? Dima, este vorba de tine. Am auzit eu bine? Vorbiți despre mine? Dima, nu este despre tine. Este despre fosta ta. La naiba, v-am spus să nu-i spuneți. Doamne, exact de ce? 10G, fosta mea, nu este de fapt fosta. Doar nu s-a decis încă. Hai, arătați-mi și mie ce ascundeți. Și eu sunt curios. Și eu. Și eu, arătați-mi. Dima, nu ai voie să vezi asta. O, Doamne, ce nu pot să cred. Ați înnebunit? Putem intra în probleme pentru asta. În realitate, am plătit un hacker să intre pe telefonul Diane. I-ați hăcuit telefonul? I-ați intrat în telefon? Nu doar că am intrat, am și găsit ceva. Dar nu vom arăta. Mai bine nu arătați. Da, Dima, este fragil. Este teribil, noi de fapt nu suntem prietenii ei, dar deloc nu este cool să-i hăcuiți telefonul. Interesant, ce e pe telefonul Dianei? Ce? Poze cu basketbalistul? Ce? 10G, m-am săturat de voi, arătați-mi ce aveți în telefon imediat. Nu-ți vom arăta. Patrick, trimite pozele să vadă și el. Hai, Patrick, trimite o poză. Atio, faci intenționat ca să am probleme? Patrick, tu deja ai probleme, deja ai spus tuturor de hackerul. Patrick, ești un tâmpit. Patrick, număr până la 3, ori poza. 1, 2... Bine, Dima, îți trimit, doar rămâi acolo. Dima, de la om la om, nu te uita. Wow, aceasta este Diana? Nu vreau să mă uit! Wow, este o poză! Dima, arată-mi și mie, vreau să văd și eu! Dima, nu e așa că Diana e tare. Diana este cea mai tare! Patrick, ești mort dacă află Diana de asta! De ce credeți că este Diana? Diana este întotdeauna îmbrăcată. Dima! Nu vreau! O, ia uitați! Toată gașca este aici! Nu sunt fericiți că ne văd! Diana, arată de parcă ar urla de fericire! Se pare că nu sunt fericit! Dima, nu compara, este Diana! Ok, mai încep! Bine, oameni, noi și basketbaliștii, faceți o petrecere! Complet împreună! Înțelegem că sunteți geloși și supărați pe toți! În orice caz, puteți veni la petrecerea cu basketbaliștii noștri! Și da, Dima, poți veni și tu! Poate în sfârșit îți vei găsi o altă dragoste și mă lași în pace! Iar tu, Artiom, vină! Am o surpriză pentru tine la etaj! Doamne, ce nervi are basketbalistul! Dima, nu merge la petrecerea lor! Planează ceva rău! Nu, Dima, trebuie să mergi! Să știți ceva, eu o să mă duc. Și eu voi merge și mă voi distra. Și eu voi merge, voi năsa culealea. Excelent, hai basketbaliștilor. Și îmbrăcați-vă mai elegant, nu ca la școală. Da, pa. Eu voi veni, iar tu, Diana, spune-mi ce e asta. Ce? Pe bune? Dime de unde e poza asta? O, Doamne, chiar de unde? Diana, nu înțeleg. I-ai trimis tu poza aceasta, chiar aceasta? Diana, mă întreb, ce poză e asta și cui i-ai trimis? Da, Diana, cu ei trimis fotografia? Așteptați, pot explica! Chiar nu înțelegeți că poza aceasta este doar în telefon? Nu am trimis-o nimănui, nu știu de unde o are Dima! Diana, i-ai trimis așa poze ștrumfului acela?
Artem, ai nebunit? Ce poze? Diana, eu nu înțeleg despre ce vorbești, ce poze? Da, Diana, atunci voi trimite pozele acestea mamei tale să se întrebe cui le-ai trimis. Stai, Dima, nu amesteca pe maica mea. Aha, fără mama. Atunci Diana spune adevărul. Diana, arată-mi telefonul tău, poate ai și tu vreo poză ascunsă. Diana, nu înțeleg. Aveți o relație cu noi și trimiteți poze altcuiva? Nu, asta nu este adevărat. Dima, fă-o singur. Fă-o singur. Iana, și tu ești într-o relație cu mine, iar pozele trimiți altcuiva? Ei, Provoțchi, nu am trimis pozele nimănui. Ce crezi? Ce, Iano? Ești acum contra mea? Vrei să ne încheiem prietenia mea din cauza unor poze? Asta dorești? Da, trebuie să clarificăm totul. Da, nu suntem lași. Nu vom fi în relație cu fetele care trimit poze oricui. Smiley, că ai nebunit. Chiar nu ai încredere în mine. Da, hai să clarificăm totul. De asemenea, să rezolvăm cu Diana și Artem. Deja mi-e clar ce se va întâmpla. Și da, Dima o să-și dea seama cât o iubește pe ea. La naiba, despre ce vorbiți? Patrick, ai dat de pe lea. Toată lumea va afla adevărul. O, Doamne, nu spuneți nimeni. Bine, deci așa. Cam atât. Acum vă dați seama că eu nu trimit poze nimănui. Nu minți, nu mai cred pe nimeni. Păi, vai crede. Diana, să știi că nu te cred. Ai devenit foarte rea. Și ce, Dima? Ține-ți gura, escorocule ce ești. Tu trage, tu trage primul. Hai tu! Tu. Poftim, hai. Hai tu. Trage, Dima. Dima. Smiley cu Diana pentru a deveni mai popular. Nu! Ce este? De ce râi, Smiley? Smiley, ne minți? Adevărat! Așa, ați auzit! Tu! Smiley, de ce ai părăsit-o pe Eva? Așa este, dintotdeauna eram curioasă de ce v-ați despărțit. Pentru că te iubesc pe tine. Nu ai iubit-o și pe Knopo? Mă înșela. Eu. Așa este. Da. Marușca, de cine te-ai îndrăgostit? De Mișa? Oh, Marușca, hai! Răspunde! Nu le-ai scris tu întrebarea? Nu, am fost eu, Marușca, nu! Vorbiți prostii! De cine te-ai îndrăgostit? De cine te-ai îndrăgostit? Spune! De nimeni! Bine, dar pe cine iubești tu? Da, pe cine iubești? Spune! Pe Iulia! Oh! Păi da! Băiat! Băiat! Pe care băiat? Nu asta a fost întrebarea. Marușca, trage întrebarea! Haide! Iano, chiar îl simpatizezi pe Brovatski? Desigur, iubim basketbaliștii noștri, nu-i așa, Diana? Desigur! Haide, Iano, alege! De ce îl iubește pe el? Din cauza sprâncenelor. O să-mi tatuim sprâncenele. Eu aleg! Lolo, te vei pupa cu Patrick la petrecere? Nu, cum să-l pup? Nici măcar nu-l iubesc! Nici nu-l iubesc! Adevărat! Eu niciodată! Despre ce vorbiți? Doamne, de ce faci asta? Patrick s-a emoționat. Da, de ce te comporți așa cu Patrick? De ce? Teribil, tu ești fără suflet, Lalea! Diana, când o să prezici basketbalistul? Hei! Dima, ce întrebare este asta? Niciodată nu o să-l părăsesc basketbalistul, ai înțeles? Adevărat! Liniște! Dima, nu este clar că mă însă iubesc, dar asta nu este problema mea. Eu deja am pe cineva. Dima, ai înțeles? Bine, Dima, alege întrebarea. Haide, alege. Iano, câți iubiți ai avut? Câți, Iano? Adevărat! Adevărat! Provoțchi primul și ultimul. Adevărat!
Adică cum este primul și ultimul? Dar Artiom? Da, da, chiar așa. Adevărat! Va fi ultimul. Da, chiar așa. Ia hârtia. Acum, ia, după eu. Ia hârtia. Să vedem. Mărușca, încă mai iubești pe Dima? Oh. Pe cine? Adevărat! Iulia, ai încredere în prietenii tăi? Spune adevărul! Adevărat! Da, am încredere! Da! Adevărat! Doamne, desigur, prietenii mei, am încredere! Sunt sinceră! Dar adevărul? Sunt foarte... Acum nu ne-ai spus adevărul! Brovatski, cu cine mergi tu la petreceri? Cu Iana. Adevărat! Stop! Să spunem, Brovatski? Lăsați-o pe Vica! Brovatski, cine-i Vica? Spune! Vica și Brovatski! Haide să vedem! Vica și Eva aparțin trecutului, noi iubim iubitele noastre recente! Dă-mi-e, roge! Artiom din clasa 10G, vrei să te împaci cu Iana? Da, îmi doresc mult! Adevărat! Aha, chiar mi-aș dori foarte mult! Artiom! Smiley, ce părere ai despre mine? Asta e de la Gigi. De la Gigi. De la școala noastră? Am o părere bună. Adevărat! Nu știu, nu am avut ocazia să o cunosc bine, dar am o părere bună. Da-mi-o! Trage întrebarea! Patrick, am o fotografie cu tine și Gigi împreună. Haide, Patrick, arată-ne! Ce? Adevărat! E trucaj? Asta e trucaj? Hai, Patrick! Oameni buni, asta e minciuna asta! Hai, Patrick, trage tu! Da, e minciuna! Bine, Patrick, trage tu acum! Hai! Poate e primul, ce credeți? Hai, Patrick, trage! O secundă! Smiley, de ce te pupi în spatele școlii? A scris și cu cine? Da! Când s-a întâmplat asta? Cu cine îți dă mesaje? Cu Olea! Care Olea? Adevărat! Cu siguranță asta scris Dima. El mă urăște, de aceea scrie așa prostii. Cum ai făcut aceasta? Cum ai putut? Asta a fost chiar foarte, foarte de mult. Așa înseamnă ai făcut? Cum? Da! Nu, eu! Poftim! De ce am eu atâtea întrebări? Să vedem! Diana, ce se va întâmpla interesant la petrecere? Adevărat! Ce treabă am eu cu asta? De ce mi-ai pus întrebarea mie? Spune adevărul! Haide! Tu ne-ai chemat și pe tine te întrebăm!
Tot interesează. Totul. Stop! Încetați. Să începem atunci. Ce-ați spus, nu? Nu spun? Haide, Diana, spune-ne. Nu este petrecerea mea, de unde să știu eu ce s-a întâmplat? Ce credeți voi? Ce s-a întâmplat între noi? Da. Și la petrecere? Da, așa e asta, oh, da. Să vedem ce spune. Hostia? Care întrebare? Cine haide. Este Olia? Cine este? Cine este Olia? E prietena este lui, aceea care știi. Este cu Kiril? Ce? Este aceea care s-a sărutat cu Kiril în spatele școlii? Cine este Kiril? Citește! Păi, Iana, cu adevărat te iubești pe Brovatski? A fost deja întrebarea aceasta, dar da, desigur că îl iubesc pe Brovatski. Foarte mult! Sărut! Da, ai tu! Iulia, cu cine te pupa pe motocicletă ieri? Era fratele meu, eu am frate! Adevărat. Diana, te vei împăta cu mine, Dima tău. Să fii cu el. Diana, vei fi cu mine, Dima al tău. Dima. Nu, Dima, drumurile noastre s-au despărțit. Nu, Dima, s-au despărțit înainte cu o lună de zile și nu se vor răscruci vreodată? Adevărat! Ce s-a întâmplat? A spus adevărul! Trage tu! Nu este problema mea! Să vedem! Marușca, din 10G, mergi la petrecerea cu basketbalistul? Ce? Spune adevărul. Vrei? Vrei cu el? Vreau. Hai, da. Hai să trage. Oh, da? Trage. Cu cine mergi? Cu Iulia. Iulia, mergi la petrecere? Sigur că da. Păi așa este. Chiar. Diana, ce o să faci la petrecere? Cine, eu? Sau Iana? Diana. Ia, Diana! Da? Ce o să fac la petrecere? O să ascult muzica, dansez... Cu Smiley! Hai mai departe! Lealea, îți place de Patrick? Adevărat! Lealea, de ce faci asta? Nu am iubit niciodată și nu o să iubesc! De ce ai primit cadou de dragopete de la Patrick? Ai văzut cadoul acela? Ai văzut? El te iubește foarte mult! Lealea, trage! Hai mai încet! Trage mai încet! Lealea, de ce le viți pe Patrick? Nu, doamne, Lilia! Spune adevărul! Să vedem! Să vedem ce spune! Adevărat! Ce este adevărul? Pe bune, asta-i totul! Hai, trage! Totul este! Lealea. Artyom, de cine îți place ție? Adevărat! Nu-mi place de nimeni! Da, spune adevărul! Se vorbește că te iubești cu Sasha, că-l iubești. Nu e! Ba da, e! Este prietenul meu, Sasha, o să mă prind. Nu, doar prieten. Singur că-ți e prieten. Doar un amic. Hai, trage tu. Haide, scoate odată întrebarea. Diana, cui ai trimis pozele lui Smiley?
Nu am tras nimic nimănui. Bine, oamenilor, o să vă spun totul. Și fotografia aceasta nu am idee ce caută în telefonul Dima. Dima? Dima, de fapt, ce caută poza mea în telefonul tău? De unde o ai tu? Hai, nu ne mai ocoli. Tu, spune-mi adevărul. De unde? Dar poza nu a putut zbura din telefonul Doar? Tău. Diona, puteți o hăcuit celulorul. Hai, trage, trage. Hai, Diona. Dar, Artyom de 10G, vii la petrecere pentru Iana sau pentru alte fete? Pentru alte fete? Da, adevărat, 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 adevărat. Da, este adevărat, am terminat-o cu Iana. Hai, trage, trage. Este cu Brovatski. Drumurile noastre s-au împărțit. Trage. Haide, trage. Iulia. Smiley, o să fie și alt băieț la petrecerea ta? Da, vor fi prietenii mei de la basket. Da, vor fi, Iura. Da, da, și Iura. Iura, haide, spune. Iura? Iura? Ceapa, Roma, Șulea sunt cei principali. Am fost cândva. Și fratele tău joacă basket? Da, evident, da. Hai mai departe. Bine, oameni, interogatoriul s-a ajuns la sfârșit. Asta a fost tot. Bine, ați înțeles că eu nu i-am trimis poza nimănui. Presupun că am fost hăcuită, da. Bine, unicul lucru pe care pot să-l fac este să fac o parolă tare ca nimeni să nu poată să hăcuiască din nou. Asta este cel mai bun. Nu doar bun. Tu, ci toți. Toți noi. Da, puneți niște parole tari și grele. Oamenilor, dacă vă place videoul, dați like, abonați-vă și puneți o parolă tare să nu fiți hăcuiți. La revedere! La revedere! Puneți o parolă tare ca să nu fiți hăcuiți. Și Diana o să-ți spună adevărul. Patrick te-a hăcuit. Nu o să mai fac asta. Patrick, tu ai făcut asta. Asta e. Îl omor. Amă, te omor. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money.